Timp de 2 zile la Consiliul Județean Hunedoara și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva se desfășoară seminarul bilateral româno-norvegian intitulat Capitala Daciei, Muzeu viu al patrimoniului cultural european. Seminarul este organizat de partenerul norvegian cu sprijinul administrației județene în cadrul unui proiect în premieră pentru Consiliul Județean de restaurare și revitalizare a situlului arheologic Sarmizegetusa Regia. This is part of the larger Dacian Capital project, but this what we're doing here now is to have a workshop. Aceasta este o parte importantă a acestui grandios proiect, iar ceea ce facem acum este un workshop în care dezbatem problemele similare din România și Norvegia, fie că vorbim despre cum să conservăm patrimoniul, fie că discutăm despre modul în care putem să documentăm anumite aspecte, ori să implicăm și localnicii în acest proiect. Astfel, chiar dacă suntem în părți diferite ale Europei, ne confruntăm cu multe provocări similare, așa că încercăm să împărtășim de ambele părți ideile și cunoștințele pe care le avem. Am fost și la Sarmizegetusa Regia și a fost absolut minunat. Ne-am bucurat de o zi superbă și de o priveliște de vis, iar monumentul este spectaculos. A fost o experiență deosebită. Ne dorim să invităm și partenerii noștri români în Norvegia pentru a vedea cum ne descurcăm și noi cu aproape aceleași probleme. Romanian partners up to Norway to look at how we are dealing with much the same tasks as here. Principalele activități pe care noi le derulăm prin acest proiect sunt activități de restaurare, revitalizare, punerea în valoare a monumentului istoric, precum și activități de management și audit. Împreună cu partenerii noștri, Fundația Mihai Minescu Trust și partenerul norvegian Mor or Romsdal Fylkeskommune, am încheiat un acord de parteneriat pentru a îndeplini aceste activități. Sperăm să ducem la bun sfârșit și să fie un succes acest proiect și sperăm și în colaborări viitoare cu partenerii noștri. Noi avem oportunitatea de a folosi și de a pune în practică experiența pe care am acumulat-o în satele din jurul Sighișoarei, în care activăm de 23 de ani și am implementat foarte multe proiecte de dezvoltare comunitară prin valorizarea patrimoniului. Și, de fapt, acest lucru ne-l dorim să-l implementăm și la Sarmizegetusa, astfel încât comunitatea să fie conștientă de această resursă pe care o dețin și care are un potențial de dezvoltare pe termen lung. Și pentru acest obiectiv, pentru a atinge acest obiectiv, ne-am propus să derulăm o serie de activități educaționale. De la vârste foarte fragede, este important ca membrii comunității să înțeleagă ce înseamnă patrimoniu, cum poate el fi valorizat și, de fapt, să și fie mândri de ceea ce au. În aceeași perioadă, Fundația Mihai Minescu Trust, partener în cadrul proiectului Capitala Daciei Muzeu Viu al Patrimoniului European, organizează o serie de ateliere de formare interactive denumite Protectorii Patrimoniului, la care au fost invitați să participe cu precădere ghizi de turism, proprietari de pensiuni, profesori de istorie, antreprenori, precum și tineri interesați să devină protectori ai patrimoniului din comuna Orăștioara de Sus.